Corner pentru Poli, execută Vali Bădoi. Centrarea pentru Bucur, reușește să prindă Bornescu. Spunea Bucur înaintea partidei, ne așteaptă o partidă foarte dificilă. Universitatea Craiova este o echipă bună cu jucători tineri. Noi ne dorim însă locul 3 și vrem să învingem. Bădoi pentru John Wainshroy. Australianul combină cu Abiodun, șut bun al lui John Wainshroy și intervenție excelentă a lui Mircea Bornescu. Și-a salvat echipa la această fază Bornescu. Cât de tare a tras John Wainshroy, drept pe centrul porții, acolo unde se afla Bornescu. Stă undeva în apropierea liniei de 16 metri a careului oltenilor. Așteaptă o respingere probabil. Abiodun centrează și o reluare a lui John Wainshroy. Bornescu salvează pe Universitatea Craiova. Iată ocazia lui John Wainshroy, ultima rezervă Vojislav Vranikovic. Iată pe Bratu, Bratu scăpat în fața porții lui Bornescu. Șutul lui Bratu la colțul scurt, apără bine Bornescu. Bun reflexul lui Bornescu, a încercat probabil să întindă o capcană lui Florin Bratu, a dat semne că ar vrea să iasă pe centrare, însă a fost foarte atent la un eventual șut pe colțul scurt, șut care a și venit până la urmă. În 4 contra 2 pe acest contraatac erau 4 jucători ai Universității Craiova, potriva numai 2 dinamoviști, o echipă ruptă, o echipă lipsită de orice fel de precizie tehnico-tactică. Îl vedem pe Bratu, Dănciulescu nu mai poate salva pe Dinamo. Din minutul 34, Universitatea Craiova nu doar că va juca cu un om mai puțin pe teren, dar va trebui să înghită în ghilimele și această lovitură liberă a lui Ianis Zicu. Sau Adrian Cristea. Ambii jucători sunt în preajma mingii, șutează până la urmă. Ianis Zicu o face bine, respinge Bornescu. N-a avut destulă forță șutul lui Ianis Zicu. Primește acum în partea dreaptă Epaminon Danicu, minge deviată. Diferență mare de gabarit între Hacea Atrian și prima ocazie importantă la poarta lui Bornescu și în joc, spunea mai devreme, poate cea mai importantă ocazie a debutului de joc în minutul 9 aparține Unirii Urziceni. A fost șutul lui Bilașco, dacă nu greșesc, cu un șut care nu l-a întins prea tare pe portarul Bornescu, exact pe direcția portarului Universității Craiova, care vă spuneam că în tur a marcat în partida de la Urziceni din penalti. Iar Galamaz îl faultează Unirea Urziceni. Unirea Urziceni joacă cu Bordeianu și Dănuț Munteanu. Iată o fază care se putea transforma în gol. Cea mai mare ocazie a meciului, ratată de Bilașco, de un sfert de oră de fotbal de calitate aici. Iată ocazia Unirii. Pierzând un balon, Barboianu este cel care a recuperat, îl are în stânga pe Bilașco. Acesta primește mingea, să vedem ce va face. Îl are în față pe un alt jucător, preferă o pasă către Stancu și un șut frumos, însă portarul Bornescu este unul dintre cei mai buni goalkeeper din Liga 1 și demonstrează acest lucru și la această fază. O fază de toată frumusețea încheiată cu voleul lui Stancu, încă o dată centrarea perfectă, șutul din volei cu pământul, extrem de grea faza pentru portarul Bornescu, care își salvează din nou echipa. Risipă de energie, în special în repriza a doua, primește Stancu, în careu este Barboianu. N-are cu cine juca Bogdan Stancu și scoate în spate. Îl avea pe Onofra și pe Barboianu acolo, însă iată-l pe Barboianu, nu este offside. În urci, șutează, scoate din nou Bornescu cu piciorul. Iată în reluare șutul lui Barboianu dintr-un unghi imposibil. Îl întinde serios pe portarul Bornescu. Este greu de crezut însă că Dinamo poate fi oprită, depășită. Fac excelent jocul în spate pentru Claudiu Niculescu. Minge scoasă pentru șutul. Fantastică intervenția lui Bornescu la șutul lui Cristea. Excelent șutul lui Adrian Cristea. La fel de frumoasă parada portarului Bornescu. Se încinge meciul aici în șoseaua Ștefan cel Mare. Pierde ușor mingile în ultima vreme Cristea.
Se demarcă Niculescu, nu este offside, iese Bornescu în fața lui Claudiu Niculescu și reține. Se aude fluierul lui Sorin Corpotean. Bornescu a făcut semn că a fost atins de capitanul dinamovist, Claudiu Niculescu. Iată reluarea. Da, e posibil să-l fi șters cu genunchiul, dar în acea viteză poate fi dureros. Se repiază la timp Oltenie, continuă atacul dinamoviștilor. Blei în careu, se împiedică Blei, dar reușește centrarea. Minge întoarsă, scoate Bornescu de stupare, șutul lui Cătălin Munteanu. Griffiths, Zicu, ce luptă acolo, Buga reușește să preia balonul, deși se aveau doi adversari. Buga continuă acțiunea, urmează centrarea în careu, respinge Bornescu. Tarul putea fi eliminat. Pasă dintr-o bucată pentru Griffiths, prea la marginea careului, șutul lui Griffiths era Zicu ceva mai devreme, acum Buga spre colțul lung, respinge Bornescu, ce meci în Giulești! Bornescu a avut două intervenții bune, șutul lui Buga în reluare, dintr-o bucată cu pământul, se ducea spre colțul lung, defensa lui Bădoi, șut în vincul și respinge Bornescu! Ce intervenție a avut portarul Mircea Bornescu la șutul lui Bădoi! Dau semne de oboseală jucătorii ambelor echipe. Iată în reluare șutul lui Bădoi și o nouă intervenție salvatoare a portarului Bornescu. Galeriilor, Rapid Universitatea Craiova. Revedem încă o dată șutul lui Bădoi. A avut suficient timp să-și așeze mingea. A șutat bine, dar intervenția lui Bornescu face ca scorul să rămână Rapid Craiova. Pe un duel al portarilor, tot ne doream noi să marcheze un Oltean. Spunea în drum spre Caracal. Din bănie, reluarea golului marcat în minutul 80. Invincibilității lui Ștefan Stoica și a acestor tineri jucători care veni, care tare de tot! Bornescu! Mingea n-a intrat în poartă. Blocheze, intervenție bună totuși a lui Bornescu. Mingea a luat o tip serios să pierzi la Timișoara. Centrare acum pentru Tilincă. Întoarce mingea pentru Băd. Dorește, care intervenție extraordinară! Și mai colț pentru echipa lui. Cred că au avut dreptate, iată. Clar penalti aici la intervenția lui Stoica asupra lui Băd. Apoi îndreaptă acest balon și a ajuns centrare din prima. S-au găsit acolo doi jucători ai Craiovei. De poziție trebuie să bagi mingea în poartă. Iată, revedem ocazia lui Costin Lazar. Intervenția lui Bird, urmează centrarea și spectaculos. De pe care îi citesc pe gărgălie. Cum cei doi portari față în față într-o situație oarecum inedită. Bornescu față în față cu Grigorie, gol! Este a treia lovitură și tehnic, pe val și tactic. Și șut interesant al lui Costru. Gazde, da, 2-0 pentru Craiovei. Câștigat în Giulești de 4 ani, dar să urmăm această acțiune cu Bozovici, care reușește să ajungă la minge. Sesinia și o execuție, o prima execuție, prinde Bornescu. La întâlnire. Bozovici a centrat după un sprint de aproape 50 de metri. A avut suflu. Iată-l pe Bornescu, agitat acolo. Din nou 5 jucători ai Craiovei în zid, execută Maftei, șut și apără Bornescu. Un moment în care spectatorii pur și simplu au sărit în picioare. Adevăr, o fază spectaculoasă. N-a tras rău Maftei. Nu, deloc. Și Bornescu a avut o intervenție foarte bună. Sinia este liber, Dică în partea dreaptă, spre el se îndreaptă acest balon. Mingea era însă pe piciorul stâng, șut al lui Măldrășanu pe lângă poartă. Da, într-adevăr, Bornescu este cel care atinge mingea. Se încinge meciul aici în Giulești. Rapidul și-a băgat în două faze adversarul în corzi. A fost un șut la distanță, într-adevăr, Bornescu a fost cel care a respins. Iată zdrobitoare această diferență, Craiova n-a avut nicio lovitură de la colțul terenului. Execută Sesinia cu capul, Marius Constantin!
Ce reflex a avut Bornescu, incredibil. Nu-mi dau seama cum a reușit să respingă. Parcă a fost omul Păianjen la această fază. Ingea spre poartă, dar merită să revedem această fază de nota 10. Și ce intervenție a avut Bornescu. Cred că mingea s-a lovit și de bară. Într-adevăr, este o fază periculoasă pentru Universitatea Craiova. Bratu are viteză, Dorel Stoica abia se ține, nu este roz. Șut al lui Bratu, respinge Bornescu. Pentru Claudiu Niculescu, se întoarce, trage cu stângul, respinge Bornescu. Urmează probabil o lansare către Zaharia, într-adevăr, Zaharia primește mingea sus și un șut excelent, expediat de Florin Dan, un vole de la 20 de metri, însă Bornescu a fost pe fază, a respins în afara terenului. O deviere a lui Zaharia, foarte bine a venit din spate și Florin Dan. Într-adevăr, Alin Chița se ridică de pe gazon, între timp jocul se rea, Mărginean către Zaharia. A încercat un lob, Zaharia nu a ieșit decât pe jumătate, Bornescu a intervenit foarte bine. Atunci când se lasă spații în defensivă, ies și astfel de fază. Slab, s-a descurcat bine în fața experimentatului Zaharia.